Vreau să am steaua mea. Vreau să ajung la ea. Cred că înainte să aibă fiecare steaua lui, trebuie să aflăm ce se întâmplă aici în această seară. Așa este! Bună seara tuturor! Doamnelor și domnilor profesori, stimați invitați, dragi elevi, seara aceasta este o seară specială pentru toți elevii Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Focșan. Este seara în care dorim să ne bucurăm împreună de un moment important din viața oricărui licean. Vă invităm să fiți alături de noi, să încurajați pe elevii organizatori și pe toți cei care au ales să-și demonstreze talentul pe scenă în fața dumneavoastră. Așadar, vă spunem bine ați venit la Balul Bobocilor 2013-2014 al Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Focșani. Și pentru că niciun bal nu se poate derula fără existența onoratului juriu, dați-mi voie să prezint componența juriului care în această seară va oferi titlul de Miss și Mister Boboc pentru doi tineri elevi ai Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Focșani. Președintele juriului, doamna profesoră Vaș Marilena. Director al Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Focșani. Doamna Nina Grădinaru, director magazin Infinity Focșani. Domnul Ștefan Chipăilă, profesor în cadrul Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi. Doamna Mihaela Marinescu, reprezentant firma Oriflame. Pahnă Cosmin, elev în clasa 12-a D. Vă rugăm frumos aplauze pentru încurajare. Vă rugăm din suflet. Prima concurentă este Milan Mariana, 15 ani, elevă în clasa 9A. Mariana se descrie ca fiind o fire veselă, îi plac distracțiile cu prietenii, dansul și adoră să cânte muzică populară. Cine știe, poate o nouă stea muzicii populare este printre noi. Succes, Mariana! Primul concurent din această seară este Negru Teodor, 15 ani, în clasa 9C. Teodor este pasionat de fotbal și în timpul liber este interesat de tot ceea ce înseamnă computer, de aceea își dorește să ajungă manager în domeniul IT. Succes, Teodor! Următoarea concurentă este Nicoleta Mihai, 15 ani, din clasa 9C. Nicoleta este pasionată de dans și de distracțiile cu prietenii. Succes, Nicoleta! Următorul concurent este Cătălin Racoș, în vârstă de 15 ani, din clasa 9B. Pasiunile lui Cătălin sunt fotbalul și dansul. În seara asta ne va oferi o demonstrație, nu de fotbal, ci de dans. Succes, Cătălin! Următoarea concurentă este Buga Daniela, din clasa 9A, în vârstă de 15 ani. Daniela îi place să danseze și să cânte în special muzică pop. Succes, Daniela! Ionuț Alexe, din clasa 9D, în vârstă de 15 ani. Ionuț este pasionat de fotbal și de karate. Succes, Ionuț! Diana Maxineanu, din clasa 9B, în vârstă de 15 ani, este pasionată de teatru și de muzică. Succes, Diana! Marinos Ciatalas, elev în clasa 9C, în vârstă de 15 ani. Îi place sportul și este pasionat în special de tenis. Succes, Marino! Monica Oana, din clasa 9B, în vârstă de 15 ani, este pasionată de sport, în special de volei și de dans. Preferă stilul latino. Succes, Oana!
Ionuț Gârbaciu, din clasa 9D, în vârstă de 16 ani. Îi place să asculte muzică și este pasionat de călătorii. Succes, Ionel! Noua cincuță de 15 ani. Îi place să cânte, să danseze și să picteze, dar și să gătească. În această seară veți asculta cântând o melodie a artistei sale preferate, Jessie J. Succes, Cătălina! Claudia Nistor, din clasa 9A, în vârstă de 15 ani. Îi place să cânte și să asculte muzică, pop și dance. Succes, Cătălina! Succes, Claudia! Mădălin Bobaru, din clasa 9B, în vârstă de 15 ani. Este pasionat de fotbal și de jocurile pe calculator. Mult succes, Mădălin! Sorina Ungureanu, din clasa 9C, în vârstă de 15 ani. Este pasionată de dans, de desen și teatru. Este de asemenea interesată de realizarea unor obiecte decorative. Handmade. Mult succes, Sorina! Alexandru Iscate, din clasa 9B, în vârstă de 14 ani. Ca majoritatea băieților este pasionat de fotbal, dar și de tenis. Succes, Alexandru! Succes tuturor în această seară și fiecare dintre voi să-și demonstreze calitățile și să neze juriul! În continuare, avem o probă surpriză pentru bobocii noștri. Ei vor trebui să recunoască și să continue un proverb pe care noi îl vom citi pentru fiecare dintre ei. Concurenta numărul 1. Bună seara, ai emoții? Ascultă și încearcă să recunoști și să continui proverbul. Omul învățat are o stea în frunte. Foarte bine, aplauze! Concurentul numărul 1. Bună seara, ai emoții? Destul. Ascultă și încearcă să recunoști și să continui proverbul. O stea nu se teme să fie luată drept licurici. Corect! Concurenta numărul 2. Nu judeca o carte după copertă. Foarte bine, aplauze! Concurentul numărul 2. Să fii domn e o întâmplare. Să fii om e lucru mare. Aplauze pentru încurajare, totuși! Concurenta numărul 3. Pomul se cunoaște după roade, iar omul după fapte. Felicitări! Concurentul numărul 3. Ce ți-ai scris? În frunte ți-e pus. Aplauze, vă rugăm frumos! Concurenta numărul 4. Soarele încălzește și pe buni și pe răi. Felicitări, dragă mea! Concurentul numărul 4. E destul loc soare pentru toți. Răspuns corect! Concurenta numărul 5. Decât mămăligă cu unt și să mai uit în pământ, mai bine pâine cu sare și să mă uit la soare. Foarte bine! Concurentul numărul 5. Lauda de sine nu miroasea bine. Corect, aplauze! Concurenta numărul 6. Apa, vântul și gura lumii nu le pot opri. Foarte bine! Concurentul numărul 6. Decât codaș la oraș Mai bine în satul tău fruntaș. Concurenta numărul 7. Un nebun aruncă o piatră în baltă și 10 cu minți nu pot scoate.
Foarte bine! Concurentul numărul 7, Paza Bună. Trece primejdia rea. Concurenta numărul 8, cine se trezește de dimineață? Departe ajunge. Foarte bine! Mulțumim tuturor bobocilor și invitaților și îi invităm în culise. Dați-le aplauze! Merită! În continuare, vă invităm să vizionați momentul umoristic Cum se înțeleg țăranii, după Ion Luca Caragiale, în interpretarea elevelor Andreea Nedelcu și Alina Popescu din clasa 11B, profesor coordonator Adriana Maimăscu. Cioc, cioc, cioc! Hei, mă, din casă! Cine? Tu! Eu! Păi cine? Șei! Cum șei? Păi șei! Ai o scrisoare! Cine, mă? Tu! Eu? Păi tu! Acum cu-a! Ce? Scrisoare! Ce scrisoare? Știu eu și scrisoare? Trebuie să plătești! Ce? Cum șe? Ce să plătesc? Porto! Cine? Tu! Eu! Da, tu! Ce portă, mă? Ia capotul! Cum așa? Păi știu! Nu-i plătitul? Ehei! Cum ehei? Hai să dai, mă! Ce? Bani! Ce bani? Portul! Cât? Ce cât? Câți bani? 15! 15? Păi... Dar de ce, mă? Nu știu! Așa? Ei, dă-mi-o! Și mă? Scrisoarea! Și scrisoare? Care mi-a dus-o? Eu, mă? Păi cine? Nu mi-a dus-o! Păi cum? Nu-i la mine! Asta-i! Cum asta-i? Unde-i, mă? Ce? Scrisoarea! La primărie! Ba la dracu! Ba așa! Păi cum? Stai tu să ți-o iei! În continuare, invităm bobocii noștri să participe la proba de originalitate. Cu toții au nevoie de aplauzele dumneavoastră! Mariana Miron și Negru Teodor au ales să fie original dansând brașoveanca. Succes, Mariana și Teodor! Ce pași, ce prezență, sunteți minunați! În continuare, Diana Măxineanu și Marinos Ciatalas vor interpreta scena la doctor. Succes, Diana și Marinos! Concediu scurt, 15 zile plus duminicile de boală. Ce boală? Am boală pe cunatul, că vrea să mănânce porcul. Ce porc? Porcul, i-am dat să ne crească. Păi și cum? Pentru asta vrei dumneata să-ți dau concediu medical? Nu, pentru asta vreau să vă duc acolo, că altfel criminalul ăsta de pugnacul e în stare să-l taie bucățele, să-l prăjească, să-l mănânce singur pe tot. Păi da, domne, dar cum pot eu să-ți dau concediu medical pentru un porc? Că e porc. Dacă mie nu vorbește nimic, e porc. Degeaba vorbești. Cum degeaba? În jambon iar dumneavoastră. Ce bine v-ați dat dumneavoastră în jambon egal decât de tot peste tot. Domnule Dragă, îți repet pentru a doua oară, aici e un
cabinet medical și aici vii numai dacă te doare ceva. Parcă mă doare. Parcă mă doare numai când mă gândesc. Așa că vine să pun mâna pe ceva. Ia uite, și ce mă interesează pe mine chestia asta? Păi dumneavoastră n-aveți inimă. Eu vă aduc inimă, vă aduc nimic. Aici numai dacă te doare ceva. Păi da, ficatul. Ia ceva, ia ceva. Se umflă ficatul? Păi dacă-l las, îl umflă el. Auzi, domne, vorbești numai prostii. E sănătos tun. Ce vrei, să-ți inventez eu vreo boală dacă n-ai nimic? Să fac un fals în acte dacă nu ai nicio boală? Păi cum, domnișoară? Caltaboș nu e boală? E boală. Păi și ce vrei, domne, să scriu că sufer de caltaboș? Nu, dumneavoastră să scrieți în termenul medical Mațu Grosu. Aplauze, Diana și Marino! În continuare, invităm în scenă pe Bugă Daniela și Ionuț Alexe. Vor interpreta un dans original. Succes, Daniela și Ionuț! Totuși, un dans oriental, da. Colega, ai și tu emoții, te înțeleg? Așa este. Ağzımda sakızı şişirip şişirip haksız haksız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibin olamadım ya. Sabah mı erkek mi seni şıkları geçti mi bu dünya. Çekmiş kışıma gözü de sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Beni karşıma geçmiş utanması yok. Kadıma inanma sırtıyor. Felicitări! În continuare, Claudia Nistor și, Nistor și Mădălin Bobaru vor interpreta scena Un pachet pentru Mitică. Succes, Claudia și Mădălin! Nevastă! Mereu ceva! Am un pachet pentru Mitică și nu știu ce să fac să nu uite ea! Maria! Mariu! Da, te-am chemat! Așa și nu uita să-i dai scrisoarea când îi dai cornulețe. Că ui tu că cum ești! Cui să le dau? Știe Mitică cui! Aha! Și fii atent să aduci înapoi plicul iscălit și să... și să nu vadă Mitică când îi dai scrisoarea că cornulețele le mănâncă cu Mitică. Nu cu Mitică, cu Mitică, ai înțeles? Nu! Păi cum să înțelegi? Că zăpăcită cum ești, dă scrisoarea cu păi nu mi-ai dat-o! Cum nu ți-am dat-o? Că ți-am pus o geantă și nu ți-am spus? Păi de ce? Că să nu uiți! Să nu uiți acasă! A, dă geantă! Ce geantă e asta? Că eu ți-am pus o imitație de crocodil! Asta e imitație de vinilin! Păi eu de unde să știu? Aia era o imitație mai mică. Aia mai mică era mai importantă. Nu știi nimic. Așa cum te-au luat de la maică ta, așa ai rămas. În continuare, Nicoleta Mihai și Cătălin Racoș vor interpreta, vor dansa de fapt Perin de Vals. Să-i primim cu aplauze. Succes, Nicoleta și Cătălin! Foarte frumos! În
continuare invităm în scenă pe Oana Onică și Ionel Gârbaciu, vor interpreta sceneta Costică Dor. Succes, Oana și Cătălin! Costică! Dor? Dor? Costică! A, ce, ce, cinci? Nu, e două! A, două! Costică! A, ce? Nimic! Am vrut să văd dacă dor. Dorm, da! Ei, dorm bine! Vreau să zic ceva, dar dacă dorm, dorm. Ce? Spune-mi acum! Nimic! Zic, mă gândeam că noi ne iubim foarte mult! Ei, da! Mm-hmm. Avem noroc că ne avem unul pe altul. Da! Am visat că nu eram măritată cu tine, eram măritată cu altcineva. Cu cine? Cu un șarpe. Când ai visat? Că văd de dormi, nu dorm. Ai, nu pot să dorm, că am dormit după masă. Și acum ce faci? Stau și mă gândesc la noi doi. N-ai putea să te gândești numai la tine și să mă lași pe mine să dorm? Ei, dorm, dorm, dorm liniștit. Costică! Nici nu știi ce plăcere am când te văd dormind așa liniștit lângă mine. Și de ce nu taci ca să ai o plăcere mai mare? Tu ai putea dormi în paturi separate? Numai în unul. Nu glumi, întreb serios, tu într-un pat și eu într-un pat. Ai putea dormi? Dacă m-ai lăsa. Eu n-aș putea, să n-ai cu cine să schimbi o vorbă când dormi. Bine, hai să dormi. Costică! Ce mai vrei, ce mai vrei? E trei noaptea, femeie! Cum să fie trei? E patru! O, patru! E, hai, dorm că acuși trebuie să te scoli. Costică, e adevărat că dacă ești prea obosit nu poți să dormi? Nu există. E, așa a scris în magazine. Mâncaș și el o pâine. Costică, știi că Stelica a divorțat? Taci! Știi ce face acum? Doarme! Nu, e pasnic la o fabrică de ceasuri deșteptătoare. Costică, ce e aia pulpă de fructe? A? Pulpă de fructe. A, mere, pere. Atât? Prune, mere. Cu sâmburi? Sâmburitor. Din sâmburi de caiese nu se face pulpa de fructe? Se face pe dracu, ce e cu tine, femeie? Dacă nu poți să dorm, Costică. Ei, hai, dă-te-l văd în pas pe minceai. Ce om fără suflet! Eu? Da, tu, mă scoli puterea noapte să-ți fac de mâncare! E te-am la ibi cocoș, când scoală oamenii din somn, eu mâine îl tai! Da, ce fac? În continuare, o invităm în scenă pe Sorina Ungureanu, care va dansa salsa. Succes, Sorina! Sorina! În continuare, invităm în scenă pe Alexandru Istrate, ne va oferi un monolog umoristic, un talent important. Succes, Alexandru! Mai merită o încercare! Deci, încă una! Foaie pe de Simon, eu nu am talent deloc. Nici nu știu cum să trec glasul, nici la salsa nu țin pasul. Dar ce mi-a trecut prin cap? Cum să fac și cum să scap? De așa probă păcătoasă, mă gândeam să plec acasă. Unii au talent cu carul, iar alții cu paharul. La ce e bun tot român? La politică, desigur. Și la fotbal, ce să zic? Ne pricepem toți un pic. Dacă știi o rimă două, poezie e ca nouă. Jurul să-l impresionez și pe colegi să-i distrez. Hai, treci pe problema cu succes, hai vă pup că trebuie să ies. În continuare, Cătălina Grădinaru va interpreta o melodie hip-hop aparținând solistei Jessie J.
Succes, Cătălina! În continuare, lăsăm colegii noștri organizatori să vă prezinte acest program. Dansul popular românesc, alături de cântecul popular, reprezintă, fără îndoială, adevăratele stele ale culturii românești. În ele se regăsesc spiritul acestui popor, tradiții și obiceiuri care nu trebuie să dispară niciodată. În continuare, vă invităm să ascultați o melodie populară. Lume, nu mă judeca! În interpretarea elevei, Gabriela Porscaru, clasa 11-a E. Profesor coordonator, Adriana Oborocean. Și
legată cu fir de ață. Drajdia și să-și cățene să rupi cânței mai bine. Viață, viață și iar viață legată cu fir de ață. Drajdia și să-și cățene să rupi cânței mai bine. Populare moldovenești în interpretarea grupului de dansuri populare al Colegiului Tehnic Gheorghe Asache Focșani, format din Dudu Adrian, Brumă Violeta, Botezatu Sterică, Vișan Narcisa, Stoian Ionel, Plăscaru Gabriela, Mardare Elena, Banu Ionuț, Alexandrescu Carmina, Andrei Marta, Gheorghiu Lacrămioara, Vlad Fănuța, Gareaz Cristian și Levinte Ilie. Profesor coordonator Adriana Obărăcea. Ne invităm în scenă.
în toată lumea. Ea a fost îmbrăcată de personaje fabuloase de la Regina Maria la fotomodelele celebrelor Galliano, Tom Ford sau Yves Saint Laurent. În zilele noastre revine la modă și în România, acolo unde s-a născut din spiritul iubitor de simplitate al poporului român. Cămașa tradițională din costumul popular feminin românesc, asortată la blugi sau cizme de piele, devine astăzi o adevărată stea a modei feminine. Vă invităm să vizionați parada IA românească, element de tradiție și modernitate, realizată de elevele din clasa a 10B, a 10D și a 10E. Coordonatori, profesor Nina Plopeanu, Florina Damian și profesor Virgina Dumitrescu. Glowing.
grup pe Gabriela Ploscaru din clasa 11-a E, care ne va interpreta melodia Hai la sârbă roată. Regizor visează să-și realizeze și să-și prezinte creațiile la Hollywood. Veți urmări în continuare sceneta Scufița Roșie în viziunea modernă a elevilor Dănuț Țăranu, Ionel Căpățână, Ioana Crăciun, Carmen Luca și a măriuței Andreea. Profesor coordonator Maria Drăgan și Gabriela Chipon. Vestimentația profesor Dumitrescu Vergina. Aplauze, vă rugăm! Maestra, am să invit o altă maestră. Dar de ce eu nu sunt bună?
Ei, sunteți, mă, dar aveți un stil cam autohton. Se vede că ați jucat mult pe malul Dâmboviței. Și eu vreau ca opera mea să semene și cu alte maluri. Ce maluri? Sena n-are mal, Tibrul n-are, ca să nu mai vorbesc de Mississippi. Dar și noi aici, mă rog, creem aici, dar să semene cu acolo, maestru. Ce barbă are ăsta! Dacă ar avea atâta aminte câtă barbă are... Bă, ce-a spus? A, nu-i nimic, vă rog, poți să vă citești ce n-are? Mă măriți! Lupu, bună ziua, scufițăroși! E... bună ziua, lupule! Lupu, ce-ai în coșule, scufițăroși? E... merg de pentru furicuța, lupule! La te duce în copii, să rămăluțe voi de viță! Nu vrei ce-i și smeurică? Și nu ce-o de... căpșunică! Căpșunică, căpșunică! Vezi? Ia închipuieți acum că imit în acest rol o actriță care se semene cu acel monstru sacul de Giancarlo Confoco de la Cinecita. Aha! Se joacă în genul seniorinei Giancarlo? Confoco, maestră! Confoco să fie! Aoleu, greu! Greu cu meseria asta, greu! Haideți odată că ne grăbim! Cum s-ar spune în verse, la mem Jeanette avem notre toalet.
Pune-mi un veseu să le luăm. Aoleu! Fără vesele, că dacă mă prinde lui Boaica, mă face praf. Lasă-mă-n pace. Lasă-mă-n pace. Mai bine ar fi ceva în genul actrițe de la... Uite, îți mănâncă pește, băi. De la Hollywood! Să facem ca la Hollywood! Spune. Bâroiță la Poliană! Bâroiță, bă! Când te erau cu pila goană! Bă! În vreo ziua scupiță roșie! Așa era. M-am întors. Ce cauți aici? Păi căutam o fetită cu scumpiță și cu roșuleț. Eu sunt. Whisky? Nu, mulțumesc. Nu beau timpul serviciului să mă tai. Smoke? Smoke? Va, ce smoke? Unde smoke? Chem? Chem? Hipertensiune, viața agitată, stres, bine, nu-i bine. Băi, atunci ce face? Păi eu zic să nu se întâlnice în băricele pentru cumpicuța. Ok. Oh, yeah. Nu e rău, nu e rău, dar cred că cel mai bine ar fi să jucăm Scufița Roșie și cei șapte samurai! Sunt brilliant! Sunt brilliant! Ce deștept! Mă, ce deștept! Toți visăm să ajungem celebri. Bogdan Chicoș din clasa 11-a C ne va oferi un moment de muzică hip-hop cu un mesaj personal absolut original. Bogdan Chicoș! Ești drumul către stele. Au drumuri către stâne, în aceste vremuri grele nu găsesc nimic să mă reprezinte, sunt așa cum vreau, prin fapte și cuvinte, cu mesaj curat. Ușor de deșceva mă fac un zic, sunt un pian, am de prelucrat. Zbor cuvântul cu ideea, departe de reală, mi-amintesc când cădeam și îmi spuneam, iar mă gândesc cum ar fi să fiu măcar pentru minut eu, să zbor cot la cot cu stelele, să zbor unde vreau eu. Să fiu o pasăre mai astră într-o lume albastră, căutându-mi calea, încercând să mă gând orice speranță nu-mi pasă. Vreau să descopăr rolul omului în viață, drum pe care trebuie să-l urmez, ca să pot să ies în față. Și în continuare, o a doua piesă, mesaj pentru prietenii care m-au ajutat. E joi după mesa, am venit să ne distrăm. Sunt doar un negativu și un microfon. Vreau să fie distracție la maxim în seara asta. De ce mă întrebați cu toții dacă am luat-o rasnea? Nu o dau gangsta, o dau destul de cenzurat. Muzica mea este o oglindă ce m-a captivat. Vino și spune-ne tuturor dacă e ceva de obiectat. Dacă nu simte nimeni, nu mișcă brațele și dă din cap muzica asta. Mi-a cam pus capac, frate, încearcă-ți dai negativul mai slow, că nu mai știu ce să mă fac. Sângele pulsează în ritm accelerat. Simt adrenalina cum se plimbă prin cap. Pe calea asta mulțumesc prietenilor ce m-au ajutat, dar mai ales profesorilor ce m-au încurajat. Mult respect și stimă oamenilor ce m-au ridicat. Să fiți siguri că eu nu o să uit de unde am plecat. O salut pe Iulia, fata ce m-a învățat. A avut deja să-mi explice tot, mi-a arătat cum să fac rime astfel încât să sune bine. Dă povești de viață trăite de noi, nu de tine. Stai liniștit, man, că pe tine nu te-am uitat. Sava-ți mulțumesc pentru că m-ai reabilitat. Mi-ai arătat drumul care trebuia urmat. Toți fii mândru de mine că am evoluat. Dacă v-ați
trezit vreodată cu o lipsă acută de energie, vă recomandăm următorul cocktail muzical, pregătit de elevii clasei a 11B, coordonați de doamna profesoară Adriana Măimăscu. De la dansuri mai mult sau mai puține autohtone, de la Gangnam Style, colegii noștri spun că au găsit o rețetă pentru energie prin dans. Succes! Vestimentație, profesor Virgina Dumitrescu. Deja remarcabil, participare la festivalurile Mamaia, Florentin del Mar, Dan Spătaru sau Constelația Jurinorilor, unde au obținut premii importante, Răzvan Baciu ne încântă în continuare cu o melodie de dragul tău. Întâmpinăm cu un ropă de aplauze. Bună seara. Știu că ești în viața mea, nu mai pot schimba nimic. Închid ochii și te simt lângă mine, dar nu vreau să mă mai mint. N-aș fi astăzi
să pot schimba nimic. Ochii în ochii și nisip în lumine, dar nu vreau să mă mai mint. Dar și astăzi mai aproape, stau ani de muncă și mult talent. Așa cum în spatele unui moment de glorie sau ore întregi de pregătire și efort, e greu să ajungi un star și mult mai greu este să te menții în top. Însă, întotdeauna, dincolo de stele sunt oameni, dorințe, vise mai mari sau vise mai mici. Poate de aceea următoarele cuvinte ar putea fi un sfat bun pentru oricare dintre noi. Ține ochii spre cer, dar picioarele pe pământ. Emoțiile cresc pentru concurenții noștri, care vor încerca să demonstreze că ținuta de seară poate reprezenta un atu în diverse momente importante ale vieții noastre. O urare pentru cobocii noștri în această seară. Țintiți să ajungeți sus, tot mai sus, dar dacă nu veți reuși, să știți că veți rămâne tot printre stele. Misiunea bobocilor în această seară se apropie de final. Invităm membrii jurului să delibereze, dar spectacolul nostru trebuie să continue! Caut pe cerul ăsta una doar a mea, o cometă ce se ta. Numele tău să-i pun, să-i urez drumul, așa cum n-am reușit ție să-ți spun. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zon. De ce nu mi-ai spus soare că este acăzătoare? Pe-al cui ce vei răsări, pe-al meu sunt nord. Du-du-du-du-du-du, o star. Du-du-du-du-du-du, oamna. Du-du-du-du-du-du, o star. Du-du-du-du-du-du, oamna. Cu speranța că te voi zări cândva.
Așa cum n-am reușit ție să-ți spun. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te văd până în zori. De ce nu mi-ai spus soare că este acăzătoare? Pe-al cui ce vei răsări pe-al meu sunt nori. O star, du-du-du-du-du-du-du-a mea. Du-d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 u
Oh,
una doar a mea, o cometă ce se-mi umple lipsa ta. Numele tău se pun să-i urez drum bun, așa cum n-am reușit ție să-ți spun. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zon. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Pe-al cui ce vei răsări, pe-al meu sunt nou. Această seară se apropie de final. Invităm membrii jurului să delibereze, dar spectacolul nostru trebuie să continue. Și pentru că orice magazin se desfisează, după moda americană, să ajungă și el un star, adică un mall. Vă invităm să urmăriți în continuare sceneta la Mallul Sătesc, în interpretarea Țăranul Dănuț din clasa 12-a D și Iacob Ionuț din clasa 12-a D. Să-i aplaudăm! Profesor coordonator Drăgan Maria și Chipon Gabriela! Locuitorii ai comunei Popreaca, astăzi, în frumoasa dumneavoastră comună, se deschide pentru prima dată în lume un mall sătesc! Primul mall sătesc în care puteți găsi orice doriți, ca în Occident, de la Art de Sud până la Tracot. Adinaul, domnul primar a trecut pe și a tăiat panglica și acum așteptăm să apară primul cumpărător, primul fraier. Să vedem cine sparge gheața la... Nosoapură! Europa.
Deci, la Viena se face documentația. Documentația se trimite în Finlanda, pentru exemplu. După ce e gata coada, o trimite la Bruxelles ca să o omologheze. După aia, de la Bruxelles, înapoi la Viena. De la Viena o luăm noi și maximum 6 luni de zile. Ai o coadă de sapă, domnule, de moare lumea! Moare lumea! Adică, ea nu mai pot spune și așa liniștit, că e un cartof, o porumbă. Apropo de coada asta, din ce lemn dorită? Păi din lemn, ca să țin, dau chiar că nu se rupă acum coada, nu? Păi minti voi că vrei ceva mai rezistent. Doriți o segvoia gigantică? Bau-bau? Bau-bau? Bau-bau, domnule, palmier, fai! Bau! Ce vrea ta? Atunci vreau de fapt. Altă treabă. A ce doriți să miroasă? Aveți moturi pe aici, a? E că ați tras ceva la măsa. Azi miroasă și miroasă, nu? Miroasă și nu trebuie acum. Altă treabă. Doriți o coadă scurtată? Ce doriți să scurtăm pe coada sapei? Bazorerie, ceva frumos, nu știu. Adică ceva cu tot așa mai gustat, a? Păi, un șoban cu oi, a? Cu mai multe oi sau cu una singură? Păi, cu una deocamdată. Da, așa. Deci, doriți o coadă din palmier, scurtată, cu o scenă din Kama Sutra, pentru că se aranjează. M-am spus, trebuie să mai așteptați să puțin susește și coada, dar ce voia să mă zis pe ea? Păi ce-ți fac, mă, cu sapă, spuneți chiar de tine, nu? Da. Păi, bani, dar ce nevoie mai mi-a dat să prășiți unde? Nu știu că vreau să vreau să sunt omologate. Ce? Păi, da, aici am fost să cumperi orice dorești, că avem de toate. Păi, ieri am cumpărat cartofile astea care mi-e tare aici, a? Ieri le-am luat cu un preț și acum văd un dublu, nu mă așa? E, domnule, noi ne gândim la prețul, ne gândim la cartofile. Stau cu vântul meu, tot timpul suntem cu ochii pe lea. Dar cartoful! Știți? Eu din America, domne! E numai cu și transportul. Sigur că e mai scump ca la piață, dar calitatea e calitate. Da, cred. Da, pătrujelul ăsta? S-a scumpit carburantul? Adică stropiți pătrujelul cu motorină. Domnule, tractorul ce vreau de mână cu motorină? Da, motorină. Da, morcov, s-a scumpit? S-a scumpit curentul. Da. Adică băgați portul până... Să-i mai scazi prețul. Păi nu văd care ar fi motivul de ce să mai scazi preț. S-au ieftinit gazele. Am aflat care este treaba cu fasolea. Acum aflăm că moda nu este reprezentată doar prin haine.
Moda este strada, moda înseamnă idei, felul în care trăim, ceea ce trăim zi de zi. Moda este pământul, moda este cerul, Coco Chanel. În spiritul cuvintelor celebrei creatoare de modă, elevii clasei 11A, specializarea designer vestimentar, doresc să vă încânte cu o prezentare de ținute reinterpretate, confecționate din hârtie de ziar, o îmbinare între purtabil și teatral. Este ceva științific. N-ai mai auzit în viața ta așa ceva. Nitrogenul din ADN-ul nostru, calciul din dinți, fierul din sânge și carbonul din plăcinta cu mere ne arată că suntem făcuți din praf de stele. Carl Sagan, astronom american. Cred că așa se explică de ce oamenii sunt atrași de stele și de infinitul universului. Pentru că în cele din urmă suntem făcuți din praf de stele. Așa este. Suntem parte a acestui univers. Ce ne poate ajuta să comunicăm cu tot ceea ce există dincolo de galaxia noastră, dacă nu muzica? Muzica este limbaj universal, expresia emoțiilor care pot fi înțelese, simțite oriunde în univers. Răzvan Baciu revine acum cu piesele Tu nu vezi cerul și Te caut, dovedind faptul că suntem stele cu toții și deci merităm să strălucim. Răzvan Baciu! Mai tare. Să treci dincolo de fraze care s-au mai scris. După orice nor nu vezi că soarele-i ceva mai sus, nu și sufletul mai presus de tot ce-am.
spus. Tu nu vezi cerul, n-adăda stele, și dincolo de vorbe tu nu simți ce ne-au legat. Tu nu vezi cerul, n-adăda stele, nu înțelegi că te doresc cu adevărat. Nu vezi la imagine doare dincolo de albastre tău. Tu nu simți nici inima ce-mi bate pentru amândoi. Nu porce n-o, nu vezi că soarele ceva mai sus, cum și sufletul mai presus de tot ce-am spus. Tu nu vezi ce thank you.
Sunt mii și mii de ani de când omenirea a trăit sub același acoperiș de stele, cu speranțe, dezamăgiri, împliniri și vise. Fiecare vis începe cu un visător. Avem în noi puterea, răbdarea și pasiunea pentru a atinge stelele și a schimba lumea. Felicitări tuturor participanților! A fost multă muncă și mult efort în tot ceea ce au făcut. Celor care nu vor reuși să obțină titlul mult dorit, vreau să le spunem că nu trebuie să plângă atunci când soarele dispare momentan. Lacrimile îi vor împiedica să vadă tocmai stelele. Felicitări tuturor participanților la balul bobocilor de la Colegiul Tehnic Gheorghe Asache Focșani. Au fost alături de dumneavoastră în această seară și au sprijinit desfășurarea acestui spectacol doamna profesoară Ciolpan Daniela. Îi mulțumim din suflet. Doamna profesoară Marinela Angel. Multe mulțumiri din partea noastră. Doamna profesoară Dumitru Carmen. Doamna profesoară Gabriela Chipon. Decor asigurat de doamna Paiscard Emilia. Vă mulțumim din suflet. De asemenea, doamnei Tărlungeanu Fetuța. Și acum aș dori să invit în scenă pe organizatorii care s-au implicat sufletește și care chiar au muncit pentru acest bal. Invităm în scenă pe Baciu Răzvan! Aplauze! Chiosa Roxana! Buboacă Larisa! Tudorache Diana! Țăranu Dănuț! Arbunea Ionuț! Feraru Mariana! Alexandrescu Carmina! Colegii mele, Crăciun, am emoții, Ioana! Vlad Vănuța! Chivu Marius! De asemenea, colegii mele, Hârnea Georgiana! Colega noastră, David Carmen. Împreună a făcut o echipă grozavă. Da. David Ionuț. Da. Daicov Ionuț. Au terminat ei de mulțumit și o să încep eu să mulțumesc. Pentru că lor nu le-a mulțumit nimeni, organizatorilor din partea claselor A12-a, că și-au sacrificat din timpul liber pentru a realiza acest spectacol. Le mulțumesc în numele întregului corp profesoral și în numele tuturor elevilor Colegiului Gheorghe Asache pentru seara frumoasă pe care ne-au pus-o la dispoziție. De asemenea, le mulțumim profesorilor diriginți care s-au implicat în realizarea spectacolului. Nu o să spun toată lista, dar ei se știu deja. N-o să uit să mulțumesc tuturor colegilor care au înțeles să nu pună absențe atunci când elevii au participat la repetiții. De asemenea, le mulțumim tuturor celor care au ales să-și petreacă această după-amiază în sala de cinema de la Balada, aplaudând și susținând pe toți cei care au realizat spectacolul.
n-o să uit să le mulțumesc celor care au contribuit la coordonarea momentelor, care au umplut spectacolul și au creat sarea și piperul. De asemenea, le mulțumesc tuturor celor care au răspuns invitației de a participa la acest spectacol și n-o să pot să mă abțin să nu le mulțumesc celor care de câțiva ani nu mai sunt în rândul nostru în cancelarie, dar sunt în sufletele noastre, prezenți în permanență. De asemenea, le mulțumesc tuturor celor care, direct sau indirect, cu știință sau fără știință, au contribuit la derularea acestei manifestări. Și pentru că locația este una deosebită, îi mulțumim doamnei Murgoci Maria pentru sprijinul pe care ni l-a oferit și o invităm alături de noi să-i mulțumim în felul nostru. Mister Originalitate 2013, elevului Alexandru Istrate. Se acordă titlul de Miss Originalitate 2013, elevei Daniela Buga. Miss Creativitate, elevei Oana Onica. Se acordă titlul de Miss Creativitate 2013, elevului Mărgelin Bovaru. Se acordă titlul de Mister Popularitate 2013 elevului Cătălin Racoș. Elevului un pic de suspans așa. Ionuț Alexe. Se acordă titlul de Miss Adolescență 2013, eleve. Un pic suspans? Claudia Nistor!
Se acordă titlul de Miss Eleganță 2013, elevei Sorina Ungureanu din clasa a 9-a C. Se acordă premiul al treilea elevei. Un pic de atmosferă. Și Mariana Mirol din clasa a 9-a. Se acordă premiul 3 elevului. Suspans? Elevului Ionel Gârfaciu! Bravo! Aplauze! Elevului Teodor Negru. Aplauze! De asemenea, se acordă premiul al doilea elevei Diana Maxineanu. Elevei Cătălina Grădinaru. Mulțumim tuturor. Invităm în fața scenei